tot ceea ce văd în exterior este al meu. Tu, tot ceea ce încerci să excluzi din existență, vei atrage în viața ta din nou și din nou. Deci, practic, tot ceea ce nu accepti. Nu are cum să mă deranjeze atât de tare și să mă lezeze atât de profund ceva dacă nu cumva exista o rană preexistentă dimensiunii relației noastre. Dacă tu hrănești acel element cu iubire, cu dragoste, cu gânduri de cel mai înalt nivel, cu siguranță și acel om va înflori. Înseamnă că și în celălalt există mai multe părți. Exact. Și probabil acea parte care eu nu plac din celălalt, exact, poate are nevoie de iubire sau are, da, are nevoie să iubesc partea bună? Nu. Cum toate fac aici? Există toate. Iubirea le ia pe toate. Da. Și nu mă las în felul acesta dominat, călcat în picioare? Nu, pentru că am aceeași iubire și față de mine și toate e părțile mele. E foarte important. E aceeași. Mm-hmm. Iubește-ți aproape ca pe tine însuți. Îmi spunea cineva, nu pot să iubesc pe cineva care mă jignește și mă tratează urât. Nu pot să fiu într-o relație, dar de iubit oricum noi toți ne iubim. De asta degeaba pleci de la un anumit loc de muncă, pentru că te vei întâlni cu acea personalitate care ți-a dat de furcă înainte, ulterior, într-o altă formă. Pentru că e parte din mine? Da. Cum poate să existe așa ceva? Știu că e mai greu de crezut. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu Minte. Sunt Daniel Cirț și mă bucur să ne vedem cu această ocazie. Vreau să vorbim astăzi despre cum să atragem persoane plăcute în viața noastră. Împreună cu mine este un psihoterapeut integrativist. Specializat în Internal Family Systems, este autorul al mai multor programe de evoluție personală, facilitator de constelații familiale și sistemice și nu în ultimul rând creatoarea metodei Regeneration. Un bun venit, Anca Maftei! Bun găsit! Mulțumesc! Anca, am vorbit data trecută despre pacea interioară. Acum vorbim despre relații. Și de multe ori întâlnim în viața noastră așa numite persoane dificile sau persoane abuzive sau persoane care sunt persecutoare, da? În ghilimele, cu ghilimele de rigoare. Și sunt persoane care tot mereu, să zicem așa, au de-a face cu astfel de persoane negative. Cum să atragem mai multe persoane pozitive, plăcute în viața noastră? Atragem aceste persoane pozitive, plăcute, fiind noi așa. Pur și simplu ne asumăm responsabilitatea față de tot ceea ce vedem, pentru că nu e nimeni de fapt în afara noastră. Este atât de simplu, totodată dificil de crezut în primă fază, sunt convinsă că mintea încă are dubiile ei legate de asta, dar cu siguranță ceea ce văd la celălalt spune foarte, foarte multe și despre mine. Și atunci, dacă aș fi mai preocupată în a lucra cu mine vis-a-vis de tot ceea ce văd în exterior, s-ar dilua printr-o minune și problematicile din afara mea. Asta este ceea ce propun eu. Iubind foarte mult, pur și simplu acelea se integrează. Nu o să mai am un șef cum îl judec eu. Nu o să mai am astfel de persoane în viața mea. Pur și simplu, pentru că sunt aspecte din mine care, să zic așa, scoase la suprafață în existența mea. Ai spus un lucru important, aspecte din mine scoase la suprafață și mergem pe ideea asta, dar ce te faci atunci când sunt anumite persoane în viața ta pe care n-ai cum să le schimbi, precum familia? Sau să zicem că ești într-un job bun pe care îți place, dar ai colegi sau un șef, cum ai spus tu, cu care nu te înțelegi. Dacă nu poți să înlocuiești persoanele respective, din vari motive, ce poți să faci? Ideea e să nu le înlocuiești în prima fază, n-aș recomanda deloc, pentru că a le înlocui înseamnă a le exclude. Și tu, tot ceea ce încerci să excluzi din existență, vei atrage în viața ta din nou și din nou. Deci, practic, tot ceea ce nu accepti se întoarce la tine într-o altă formă. De asta degeaba pleci de la un anumit loc de muncă, pentru că te vei întâlni cu acea
personalitate care ți-a dat de furcă înainte, ulterior, într-o altă formă. Pentru că e parte din mine? Da. Cum poate să existe așa ceva? Știu că e mai greu de crezut. Pur și simplu, viața asta este o școală și cred eu că am semnat cu toții să fim aici, să învățăm. Și atunci, ce putem altceva să învățăm decât iubirea? E important să ajung să accept, să onorez și să respect orice om. În momentul în care eu îl resping și îl judec, părți din mine fac asta, acel lucru va veni din nou și din nou ca să pot să-l accept. Cel mai probabil acea dimensiune a existat la părinții mei, există în continuare în câmpul meu, în felul meu de a fi, în manifestarea mea și nu sunt conștientă încă de chestiunea respectivă. Trebuie să mă chestionez pe mine. Deci tot ceea ce văd în exterior este al meu. Și atunci iau frumos jurnalul meu terapeutic și încep să notez ce anume am văzut la celălalt și nu mi-a plăcut. Ok, asta. Încercuiesc și mă gândesc unde anume fac eu asta, când anume am făcut eu așa, în ce circunstanță mă mint pe mine, de exemplu, da, dacă nu-mi place minciuna. Ok, unde mă mint eu pe mine? Unde am mințit eu alți oameni? Unde? Deci, și încep să fac pace și să aduc lumină înăuntru meu. Și să înțeleg că celălalt sunt eu. Pur și simplu, apropo de a întoarce obrazul, da, întorc și celălalt obraz, pentru că știu că nu e celălalt care îmi face rău. Eu îmi fac singur. Ca să înțeleg lucrurile acestea, să înțelegem puțin la distanță și ca o privire de ansamblu, să zicem că avem un șef nesuferit. Să zicem. Da. Dar e posibil ca în același birou să fie o persoană care nu-l vede pe șeful ăsta nesuferit și să se înțeleagă foarte bine cu el? Iată. Și atunci, părți din mine sunt cele care, să zic așa, amplifică. Da, sau aprind focul, exact. Aprind focul, sare în ochi, mă zgârie pe creier anumite atribute. Și încă ceva, e extraordinar că ai pus în felul ăsta problematica, încă ceva, n-are cum să mă deranjeze atât de tare și să mă lezeze atât de profund ceva dacă nu cumva exista o rană preexistentă dimensiunii relației noastre. Deci, da, poate m-ar deranja și aș renunța, aș elibera imediat. Da, mă deranjează, dar cât? 10%. Dar în momentul în care mă tulbură, în momentul în care mă atinge visceral, cu siguranță există o rană din trecutul meu care iese acum la suprafață. Deci, din nou este responsabilitatea mea. Deci, mă doare atât de tare? Mă doare foarte tare? Ok, pe cine doare? Păi, pe un copil. Când am mai simțit acel copil din ființa mea, la ce vârstă, am mai simțit ceva similar? Păi, uite, la 5 ani în raport cu mama. Ok, mă duc și vindec și aduc lumină și iubire acolo. Închid ochii, pur și simplu mă uit la mine, la vârsta respectivă și iubesc acel copil, am grijă de acel copil și fac asta în fiecare zi. Și o să vedeți, extraordinar, magie, culmea. Nu o să mai fie șeful așa? Sau o să plece șeful, sau o să prinzi tu, nu știu, promovare, sau o să te faci terapeut sau altceva. Da, deci, s-o ceva cumva se va regla. Dacă tu aduci iubire, dacă tu aduci acea lumină pe acea situație, chiar acum vin de la o discuție cu niște prieteni care o să am și un proiect, dar mi-a ajutat foarte frumos și i-am învățat și pe ei o tehnică foarte, foarte simplă de a pune lumină pe situații. Deci, pur și simplu, poți să faci cu rugăciunea asta și să zici, Doamne, adu lumina ta pe mine, Doamne, adu lumina ta pe celălalt om. Și Doamne, adu lumina ta pe noi, cu totul, pe situația asta. Și să vezi ce se întâmplă. Miracole se întâmplă. Cam asta e ideea. Mm-hmm. Și atunci, miracole, da. De ce am vrea să se întâmple miracole? Avem nevoie? Avem nevoie de miracole? Cred că totul e un miracol. Viața cu totul e un miracol. Viața. Da. Pur și simplu am ajuns să spunem miracol la ceva care e foarte, foarte, foarte frumos. Și rar, probabil. Da, mai rar, din păcate, da. Dar cred că toți putem să fim așa co-creatori de mici miracole și de prin frumos. Iubire. Da, prin a dărui, prin iubire și prin multă, multă acceptare. Ce se întâmplă când doi oameni, trei oameni bârfesc? Un al patrulea. Da. Doi, trei oameni bârfesc. Ce se întâmplă din punct de vedere energetic sau... Da, din punct de vedere al a ceea ce atragem... Am înțeles.
Nu, cu siguranță pe tot ceea ce tu îți plasezi atenția, acel aspect va crește și va lua amploare. Deci probabil că dacă tu îți plasezi atenția asupra unor dimensiuni pe care le judeci, iată, te vei tot confrunta la infinit cu acele dimensiuni pe care le judeci. Deci dacă cu atât mai mult dacă 2-3 oameni la un loc îl bârfesc pe un al patrulea, acel bol, acel glob de energie va deveni și mai puternic și mai intens. Recomandarea mea este să ne mutăm constant atenția asupra ceea ce este bun, frumos și pozitiv, fără a evita, Doamne ferește, nu excludem. Spunem, da, așa au fost lucrurile, da, toate lucrurile fac parte din existență, dau un loc acestei situații, dau un loc aspectelor care au venit către mine, tocmai ca să învăț. Mulțumesc, Doamne, că pot să învăț și în primul rând pot să învăț despre mine lucruri. Mm-hmm. Și atunci îmi asum responsabilitatea și am închis și m-am dus către intenție. Deci în permanență îmi pun intenție, adică pun toată capacitatea mea, toată forța mea, toată puterea mea în direcția în care, Doamne ajută, vreau eu să mișc lucrurile, nu? Și atunci intenția este foarte, foarte importantă și dimineața și când mă apuc de ceva și la orice pas, în permanență. O să-i spui rugăciune dacă vrei. Mm-hmm. Dar dă o direcție existenței. Da? Roagă-te înspre ceva. De obicei ne concentrăm foarte mult pe diferențele între noi și atunci când vedem pe cineva altfel și vedem toate acele lucruri care nu ne convin, observând de pe margine o astfel de discuție între două persoane care vorbesc despre un al treilea, am impresia, eu care observ, că cele două persoane care discută despre un al treilea, ele se cred normale față de restul lumii. Noi ăștia care discutăm aici despre restul lumii, noi ăștia suntem normali. Da, e ca un fel de a face parte. Vrei să faci parte din ceva, dintr-o mică comunitate, o mică gașcă, vrei să simți că aparții acelei găști, acelui loc și implicit prin disonanță cu ceva, aparții la altceva. Deci e tot o nevoie de a consolida comunitatea, de fapt, în spatele bârfei. Dar noi trebuie să trecem dincolo de toate aceste nevoi. Și chiar dacă am făcut-o, nu e niciun capăt de țară, toți am făcut asta, nu? Ok, am făcut-o, hai să vedem ce se întâmplă acolo, pentru că probabil mai în profunzime este o parte din noi furioasă, poate o parte din noi frustrată, poate o parte căreia nu i s-au ascultat nevoile și cred că mai mult ajutor ar fi dacă am pune un pic de lumină pe părțile astea din interiorul nostru. Dar iarăși ni se cere să fim prezenți și să fim conștienți de toate aceste aspecte. Nu e nimeni fără pată. Cu toții am bârfit, am vorbit și probabil o mai facem, pentru că este și o dimensiune culturală în spatele bârfei. Dar hai să ne dăm seama de ce. Ok, odată pentru că vrem să aparținem unui grup care gândește la fel cu noi și în al doilea rând, probabil că este maniera unor părți din noi de a ne cum să spun, proteja de sentimente mult mai dureroase. Deci, pe scurt, în viziunea mea, Doamne ajută să o și practic tot timpul, dar în viziunea mea, totul e bun. Nu există ceva negativ în univers, cum să spun, pur negativ. Nu e nimeni eminamente rău, el așa, ca structură, ca, cum să spun, ca esență. Nu există nimic de genul acesta. Există, în schimb, foarte multă inconștiență, foarte multă, cum să spun eu, ceață, confuzie. Confuzie. Da, da, asta, într-adevăr. Și cu asta, ca să zic așa, trebuie să gestionăm. Și atunci când eu nu rezonez cu o persoană și, există multă disonanță între noi și există multă tensiune între mine și acea persoană, e posibil ca să fie, de fapt, o foarte mare conexiune între mine și acea persoană? Cu siguranță, dacă există aceste reacții, cum să spun, și din punct de vedere chimic, când e reacția așa mult mai amplă, cu siguranță sunt niște legături mult mai intense, cu siguranță. Dar e o oglindă, totul e o oglindă, doar ne reflectă pe noi. Hai să vedem ce anume, ce nu vrem să acceptăm din ființa noastră de ne tot pune față în față viața cu această persoană. Asta e. N-are nicio vină oglinda. Oglinda e perfectă. Noi trebuie să vedem exact cu noi unde mai este de lucru. Mm-hmm. Și dacă aș începe să... Ai pomenit și în întâlnirea noastră anterioară, ai pomenit și acum de câteva ori
că totul este iubire, dacă este o persoană pe care eu nu o plac, dacă mi-aș schimba sentimentele față de acea persoană, oferind iubire, ce s-ar schimba? Probabil că s-ar schimba și relația și probabil că s-ar schimba și persoana. Ai văzut studiile acelea psihologice legate de copii și în funcție de cum au fost tratați de profesoare, ei înșiși s-au schimbat, da. Rezultatele lor au fost diametral opuse și exact în funcție de felul în care au fost tratați, este la fel și într-o relație de cuplu, este la fel și cu o floare, este la fel cu orice element din acest univers. Dacă tu hrănești acel element cu iubire, cu dragoste, cu gânduri de cum să spun, de cel mai înalt nivel, cu siguranță și acel om va înflori. Și chiar este, tu știi mai bine de 1000 de ori decât mine Biblia, dar chiar este, îmi vine un citat de tipul acesta în minte, în care spune să judecați după rezultate. După faptele lor. Da, cumva da. După rezultat. Trebuie să... După roadele lor îi veți cunoaște. Așa, după roadele lor, așa. Exact. E, după roade. Dar cum sunt acele roade? Cum apar acele roade? Păi trebuie să le uzi, nu? Trebuie să te grijești de ele, trebuie să oferi atenția ta. Și este la fel și cu toți ceilalți. Și atunci, practic, preocuparea nu este să atrag persoane plăcute. Ele sunt plăcute. Toată lumea e plăcută. Dar să pui acea apă, nu? Și acea muncă, și acea atenție, și acea energie pentru a te bucura de roadele tale. Totul e rodul tău. Da? Nu are nimeni cu noi. Ci pur și simplu e necesar să facem munca. Nu-mi place partenerul? Ia să mă apuc eu să îl consider pe partenerul meu cel mai reușit om. Ia să cred eu cu toată ființa mea că el poate, că el este, că el reușește și așa mai departe. Asta cred eu că e cel mai frumos act posibil de dragoste, de a avea încredere în celălalt, avea încredere că el este varianta lui cea mai bună. Și aici nu mă refer doar la partener, la orice ființă umană. Deci asta avem noi care... crește. Da! Păi ia să punem noi un pic de apă, ia să dăm un compliment, ia să facem o faptă bună, ia să îi aducem, eu știu, o brioșă, mă rog, fără gluten, acestui șef sau acestui coleg cu care am această tensiune. Ia să-mi schimb eu atitudinea și să pun altceva acolo. Ia să, culmea, să fac așa un experiment. Hai să vedem ce se întâmplă în maxim o lună. A, maxim o lună? Maxim, eu zic că în câteva zile, dar am zis și eu o lună, pentru că poate unii oameni au nevoie de mai multă practică. Ai pomenit? Viața ți se schimbă cu totul. Totul. Dacă noi există mai multe părți, da, așa este. Așa suntem construiți, ca un mozaic. Înseamnă că și în celălalt există mai multe părți. Exact. Și probabil acea parte care eu nu plac din celălalt, exact, poate... Are nevoie de iubire sau are, da, are nevoie să iubesc partea bună? Nu. Cum toate fac aici? Există toate. Iubirea le ia pe toate. Da. Totul este un întreg. Adică asta înseamnă gândire sistemică. Aha. Nu pot să-mi placă doar, știi, îmi place la partenerul meu că este ambițios, dar nu îmi place că e nu știu cum. Păi, stai, ia pe omul. Iubește-l adică, cu totul. Hai să zicem, poate să nu-mi placă, dar pot Sigur, să accept. Exact. Dar poți să accept inclusiv părțile lui negative, pentru că el este un întreg. Exact. Și poate că acea parte din el negativă, care nu există oricum, deci acea parte care mie nu-mi place, servește unui anume scop. Da? Servește, în primul rând, să protejeze alți copii din ființa lui. Deci, maniera de a proteja anumite aspecte din ființa lui este asta, da? Să fie îmbufnat, să fie morocănos, să fie agresiv și așa mai departe. Respect asta. Asta este modul omului acela de a-și gestiona întregul univers. Și nu mă las în felul acesta dominat, călcat în picioare? Nu, pentru că am aceeași iubire și față de mine și toate părțile mele. Important. E aceeași. Iubește-ți aproape ca pe tine însuți. Adică același lucru faci și cu tine. Cum te simți? Ești ok să faci asta? Vrei să facem asta? Da, îți trebuie un pic de distanță, da? Poți să iubești de la distanță, poți să te rogi pentru o persoană, poți să faci toată munca aceasta
la sute de kilometri. Nu e necesar neapărat să interacționezi. Tot ce vorbesc eu este în interior. Nu contează neapărat cât de aproape sau departe ești în planul ăsta fizic, da? Ci metafizic. Cât de aproape ești. Ai pomenit despre copii, mai mulți interior, copii interiori. Toți avem toată viața noastră aici, cu noi. Este în celulele noastre, peste tot. Și la fel cum cineva poate să aibă anumiți copii mai gălăgioși, da, la fel pot și eu să am anumiți copii gălăgioși pentru altcineva. Da, cu siguranță, exact. Viața e o iarnă eternă, zicea tata Freud. Și că suntem toți niște arici în această iarnă eternă și avem de ales dacă să stăm singuri sau să acceptăm că vom fi înțepați și noi vom înțepa la rândul nostru. Dansul aricilor, da. Da, exact. Și mai întâi trebuie să, practic, să-mi accept părțile mele ca să pot să accept pe celălalt. Exact. Oricum, iau foaia și zic, oglindă, două puncte. Ce fel de oglindă este această ființă care îi mulțumesc pentru mine? Mm-hmm. Păi, odată, are acest atribut, da, care mie nu-mi place. Perfect. Iau atributul, îl scriu. Când am fost eu așa? Unde am fost eu așa? Și aduc lumină și iubire în fiecare din situațiile în care am făcut asta. Și mie, în primul rând. Iubire mie pentru toate momentele în care am ales să fac așa. După aia, cine din familia mea s-a mai comportat ca domnul sau doamna? Păi, na. Ok, aduc lumină, iubire, onorare la tot ceea ce a fost, renunț la judecată. Și trei, când am mai simțit eu ceea ce mi se întâmplă în raport cu ființa respectivă? Da, poate mă simt dat la o parte, poate mă simt subjugat, exclus și așa mai departe. Scriu, subjugat, exclus. Când m-am mai simțit eu așa în viața mea? Păi la 8 ani, la 7 ani, la 6 ani, ok, aduc lumină și iubire în toate din acele situații. Și cam asta e procesul meu terapeutic, cu jurnalul în față. Îmi spunea cineva, nu pot să iubesc pe cineva care mă jignește și mă tratează urât. Nu pot să fiu într-o relație, dar de iubit oricum noi toți ne iubim. Ai spus un mare lucru aici, că poți să iubești fără să fii neapărat într-o relație cu acea persoană. Exact, nu într-o relație din aceasta directă. Stăm într-o relație de fia lui Dumnezeu sau de colegi în umanitate. Dar nu neapărat să împărtășim ceva împreună. Nu, chiar nu e de dorit să faci ceva împotriva firii. Adică poți să iubesc pe cineva pentru simplu fapt că ne dăm spațiu de și că este parte din creație. Chiar dacă eu mă depărtez de acea persoană, pot să o iubesc în felul acesta. Normal, sigur. Pot să o iubesc scriind o scrisoare, rugându-mă, în orice formă îmi doresc. Nu e necesar planul ăsta fizic. Mm-hmm. E dincolo de planul fizic. Da. Da. Apropo de, știi că se spune că cei care se roagă pentru noi din pusnici țin umanitatea acum. Chiar cred asta. Mm-hmm. Chiar cred asta. Foarte frumos. Lucrurile vin până la urma urmei aici, la iubire. La felul în care mă iubesc pe mine și apoi cum revărs această iubire peste ceilalți. Nu este de a căuta oamenii plăcuți sau potriviți, ci de a fi eu cu mine să mă iubesc. Și, cum ziceai tu, cu toate acele părți din mine. Da, și oricum, cu cât cauți ceva, cu atât acel ceva se îndepărtează de tine. Trebuie să te oprești un pic și să-ți dai seama ce parte din tine caută cu atâta vehemență și să-i oferi un pic de liniște și un pic de siguranță părții care caută în afară. Nu e nimic în afară. Nu poți să cauți în afară pe tine însuți. Da. Tu ești aici. Ești deja aici. Wow. Hai să încheiem frumos. Da, exact. Știm deja că aici, în inimă, este răspunsul. Hai să citesc eu. Te rog. Exact ce spun și eu. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, făceți-le și voi la fel. Căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Amin. Amin. Foarte frumos. Așa-i. Deci exact asta-i. Să semănăm noi ce vrem să culegem. Mulțumesc mult. S-a potrivit la fix. Bine, n-aveam niciun dubiu.
Mulțumesc mult, Anca Matei. Eu mulțumesc tare mult. Și îți doresc mult succes în a... Mulțumesc. În a transmite această iubire mai departe, pentru că cine se întâlnește cu tine? Cine se întâlnește cu tine simte această iubire. Da, ce frumos, Doamne ajută, așa să fim, așa să fim toți. Și îți mulțumesc pentru și că eu am simțit-o astăzi. Asemenea. Mult succes. Mulțumesc mult, asemenea. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Aceasta a fost Inima cu Minte. Iubiți și iubiți-vă. La revedere!